Bun. Prezentarea mea este despre cum să faci SEO în WordPress. Este o prezentare de nivel începător și la fel niște lucruri pe care mi se pare interesante în Google Analytics. Meseria mea de bază este SEO și prezentarea despre Google Analytics este strict la nivel de începător, adică niște lucruri pe care le folosesc eu, eu ne fiind data scientist sau mai știu eu ce. Sunt niște lucruri basic, vă zic de la început. Ok? Fac SEO din 2006. Am lucrat la client, adică pentru companie, în cadrul companiei, ca freelancer și în agenții web. Am lucrat pentru aproximativ 400 de site-uri, făcând diferite lucruri, adică nu pentru toate acele lucruri, unora, mă rog, ca idee. Bun. Și cel mai important e că e unul din cei mai vechi membri ai comunității noastre și a ales provocarea să ne ajute să învățăm despre SEO. Mulțumesc! Dacă vreți să faceți o poză cu un slide, asta e poza, aveți acolo un rele, descărcați, o să fie și la sfârșit, vă las un pic dacă vreți să faceți o poză. Deci, prezentarea va fi aproximativ 60-70% din timp pe tema cum faci SEO în WordPress și aproximativ 30-40% despre Google Analytics și are și o legătură cu WordPress, dar mai mic. Ok. Aici sunt niște lucruri care le-am pus în eventul de pe Facebook. În principal trebuie să fie familiar. Găsiți aici niște link-uri către niște prezentări pe care le-am mai susținut dacă vreți să aveți niște resurse suplimentare. La link-ul acesta sunt niște resurse pe care le-am scris eu. Dacă vreți să știți despre expertiza mea pe SEO în WordPress, acestea sunt două lucruri ok. Și aici un URL despre niște setări în Analytics de bază. Asta le găsiți dacă ați făcut poză. Ok. Scurtă prezentare. O să iau întrebări la final, pentru că avem destul de limitat și e mult mai simplu, altfel am multe slide-uri și dacă iau întrebări în timp, o să mă defocusez. Voi vorbi despre SEO în WordPress și despre Google Analytics. SEO în WordPress. Am testat... Eu am fost foarte multă vreme Yoast. Am testat recent 4 plugin-uri de SEO pe care le găsiți la acest articol. Dacă aș fi putut să fac o prezentare despre cum să faci SEO în WordPress, aș fi putut să zic, ok, mergeți pe un plugin, să zicem Yoast sau RankMath sau SEO Framework sau unul din ele și mergem pe plugin-ul respectiv și l-aș fi configurat și aia ar fi fost. În opinia mea, lucrurile sunt ceva mai nuanțate. Nu cred că există un plugin universal pentru toate nevoile. Eu, de exemplu, îmi fac pe olivian.ro, mi-am pus niște funcții în functions PHP și îmi rezolv majoritatea problemelor cu ele. Pentru XML Sitemap nu am scris cod, dar am căutat un plugin de XML Sitemap și face doar lucrul acesta. Iar pentru SEO, în articolul respectiv, o să găsiți o analiză comparativă a mai multor plugin-uri de SEO și am prezentat avantaje pro și contra. Nu cred că există un plugin ultimativ și atunci am evitat să am o prezentare despre asta. Dacă ar fi să aleg un plugin, eu folosesc RankMath, dar dacă ar fi să aleg un plugin pentru un site. Pentru site-ul meu, câteva funcții în functions PHP și un plugin de XML Sitemaps. Ok. Acesta este articolul, e pe un blog. Aici e articolul meu în care am descris cum folosesc un plugin de SEO. Și aici câteva soluții pentru XML Sitemap, ca să vă lămuriți ce sunt. Ok. XML Sitemap, dacă vrei să-i spui lui Google, ok, astea sunt paginile site-ului meu, folosești un plugin, că nu o să faci asta manual, și spui, uite, astea sunt toate paginile, dai o listă cu toate URL-urile și spui, astea vreau să indexeze. Poți să incluzi un URL în sitemap, poți să incluzi și o listă cu URL-urile către imagini din site și asta te va ajuta să-ți indexeze toate paginile și toate imagini. Sunt unii care merg pe ideea, ok, hai să ia doar ultimele 20 de articole. Eu prefer varianta clasică în care sunt toate paginile, toate posturile și toate imaginile. Se poate pune o prioritate. Să-i spui că homepage-ul e cel mai important, categoriile pe locul 2, taguri, dacă vrei, eu în general nu indexez nici categorii, nici taguri, posturi și pagini mai mică și cea mai mică imagine sau nu știu, ceva genul ăsta. Se pot pune priorități.
Bun, alte plugin-uri. Plugin de cache nu este un plugin efectiv de SEO. Dacă îi spui plugin de cache, are o funcție care să-ți facă site-ul să miște mai rapid. Dar viteza site-ului a început să fie un criteriu din ce în ce mai important. Vă recomand să folosiți aproape toate site-urile pun un plugin de cache, chiar dacă e un site de prezentare care are 10 vizite pe zi. Are 10 vizite pe zi, o să miște mai repede, o să mai fie 10, o să fie 11. Ok, o creștere 10% ca crezi cu volum. E absurd, dar pun chiar și pe site-urile foarte mici de prezentare un plugin de cache. Nici aici nu am o recomandare. Am folosit cel mai mult aceste 3 plugin-uri. Uneori V3 Total Cache mi-a dat erori de când îi dădeam minifiere CSS și JSS și JavaScript. Și atunci pentru el foloseam AutoOptimize, un plugin care îți face caching pentru JavaScript și CSS separat. Deci astea două ar fi în combinație și astea două sunt separat. Eu am hosting-ul la SimpleNet și cei de la SimpleNet se facă bine din ce știu cu Lightspeed și folosesc pe unele site-uri, dar unele pe unele server numere. Deci eu am brambureală. Unor am făcut update de WordPress și nu mai mergea V3 Total Cache. Nu știu, una din astea trei ar trebui să fie ok. Sunt și altele. Vă sfătuiesc să căutați la directorul de plugin-uri un plugin de cache care se potrivește ok, cel mai bine. Am un articol despre niște potențiale soluții pentru a avea un site de WordPress mai rapid. În general, oamenii se fac așa, își pun WordPress, își aleg o temă și o configurează, scriu pe blog sau pe magazin de prezentare și la un moment dat apare, hai să facem site-ul mai rapid. În opinia mea, încă din momentul în care vrei să-ți alegi o temă, ar trebui să pornim de la premisa cum îmi aleg o temă care e cât mai rapidă. Odată ce am ales o temă cât mai rapidă, să adaug doar lucrurile de care am strictă nevoie, poate un slider, deși în general eu nu recomand slidere, poate niște imagini sau nu știu, niște lucruri care vor face site-ul să miște un pic mai încet, dar nu foarte încet, versus varianta în care am pus un site foarte complex, foarte stufos, care are multe elemente și din care folosesc doar o parte și la un moment dat mă trezesc că vreau să se miște mai rapid. E mult mai greu să faci optimizarea în metoda respectivă. Niște tool-uri cu care puteți măsura viteza. Acestea, primele două, vă dau și o mulțime de soluții. Primul testează cu un instrument de viteză de la Google și de la Yahoo. Sunt tool-uri diferite. Ambele îți dau niște soluții, zic niște pași concreți. Ce ai de făcut? La Jetmetrics și WebDev e tot un tool de la Google, deci au mai lansat un alt tool de măsurare a vitezei pentru care iarăși vă dau niște puncte foarte bune. Sunt un pic radicali de la web, de unele lucruri, adică, nu știu, eu n-am ajuns niciodată la 100%. Au niște cerințe, uneori mi se pare chiar absurde, dar... adică, n-aș merge, cum să ajung la 100%, dar dacă pui un plugin de caching și pui un plugin... Dacă pui un plugin de caching și optimizezi separat de asta imaginile, atunci să stai destul de ok. Asta e articolul meu despre viteză. Dar CDN ce recomanzi? Nu am folosit CDN. Nu, nu am o soluție pentru asta, sorry. În general, lucrez cu site-uri mici. Și pentru site-uri mici, nu... Nu e nevoie. Da, nu aș pune CDN pentru un site mic. Crește scorul în rezultat. Uite, dacă iei un CDN și folosești mai multe site-uri și... În România, cred că firmele astea SMB nu au nevoie de CDN. Mlățeră și ceva. Nu cred că în România, dacă ai un site de afaceri. Nu, voiam să zic că dacă ai un site cu trafic foarte mare, ai nevoie și de un CDN, dar n-am lucrat eu să fac optimizare pentru un site mare. Ok. Dacă pun un plugin de cache, poate pun o întrebare eu, dar ai nevoie să scrii ceva despre GDPR cu el? Adică, mă lăsesc că... Nu cred că are... O scrii pe site. Putem să păstrăm întrebările la sfârșit ca să putem să trecem prin prezentarea lui Olivian, pentru că sunt foarte multe informații interesante și dacă începem o discuție interactivă, nu o să terminăm nici până dimineața la ora 4. Da, am foarte multe slide-uri. Scuzați, e foarte bună intervenția. Am foarte multe poli. Ok. Deci, alte plugin-uri care vă ajută, dar nu sunt legate de SEO, dar pe care le folosesc aproape întotdeauna, sunt o soluție de backup și o soluție de securitate. N-am o recomandare anume, vedeți ce vi se potrivește. Oricum, e în afara prezentării. Bun.
Iarăși vă ajută la SEO, dar sunt, nu, astea nu sunt plugin-uri. Bun. Integrare cu Google Analytics pentru a avea monitorizare de trafic, sunt și alte instrumente, desigur, și aș lega site-ul și la Google și la Bing. Am testat și Yandex și Baidu, nu sau nu, n-am avut niciodată. Nu o să ai nici în România, nici în nu o să ai rezultate, că nu contează România, nici pentru Baidu, nici pentru Yandex. Nu. Deci, de exemplu, Bing Webmaster Tool, eu fac integrare nu pentru că am rezultate din Bing și mă interesează cei 5% sau cât au trafic din România, ci dacă fac integrarea cu Bing, Bing îmi trimite o alertă dacă site-ul e virusat. Bing îmi trimite o alertă dacă nu știu ce s-a mai întâmplat. A, să am niște rapoarte și tool-uri cum am în Search Console, care le am doar la Bing. Și atunci am... De știut asta. Da, am niște slide-uri acum. Așa arată interfața de la Bing, îți zic niște informații similare cu ce vezi în Google Search Console. Ai și niște erori, dacă poți să vezi unde a avut erori de navigare. Și aici am niște tool-uri de SEO, unele dintre ele nu cred că nu sunt exact, cel puțin nu sunt exact la fel ca cele din Google. Și merită să faceți integrarea, să vedeți, ok, ce are Bing de spus despre site-ul meu. Doar orice un fișier îți dă rapoarte, ai niște rapoarte foarte ok. Ce se face efectiv? După ce îți găsești un plugin de SEO, cauți cum să ți-l configurezi. Nu am vrut să fac prezentare pe tema asta, sunt tutoriale și nu cred că ar avea o plusvaloare foarte mare. Separat de asta, am un articol despre cum faci metadescrierile și vreau să vă prezint o idee. Când spui cuiva, uite, fă o metadescriere. Metadescriere este textul care apare când te duci la Google, îți apare un titlu, două rânduri de text și sub titlu apare și un URL de care am uitat. Titlu, URL, două rânduri de text. Alea două rânduri de text sunt de cele mai multe ori metadescriere. Acea metadescriere, când îi spui unei persoane, fă o metadescriere până la 160 de caractere, o să facă o propoziție de 155 de caractere. În opinia mea, metoda e greșită. Eu vă recomand să folosiți acest site, iSearchFrom, îi ziceți caut din SUA în limba engleză pe termenul cutare și o să vă arate, de exemplu, eu am căutat Furniture Movers New York din SUA, cum arată în SUA și pot să văd reclamele pe termenul respectiv și așa vă recomand să faceți metadescrierile, niște propoziții foarte scurte. Aici, în căutare, bineînțeles, voi trebuie să aveți nișa voastră, dar eu am luat o nișă de cei care mută mobilă. Căutați pe nișa voastră și faceți propoziții foarte scurte. Deci nu faceți o metadescriere de 155 de caractere, o propoziție, puneți punct la final. Faceți propoziție scurtă, propoziție scurtă, propoziție scurtă. Oamenii investesc foarte mulți bani în a face aceste titluri și metadescrieri foarte ok. Pe de altă parte, în rezultatele organice care nu sunt plătite, e posibil chiar aceleași companii să le acorde mult mai puțină importanță, deși ar trebui să aducă o valoare relativ similară. Dacă ești pe locul întâi, ar trebui să-ți aducă o valoare foarte bună, mult mai bună decât reclama plătită. Dar oamenii investesc în reclama plătită și fac aceste texte foarte ok. Propoziții scurte, avantaje, te îndeamnă să faci click, se zice de ce să faci, verbe active, cele mai importante criterii. Și la o metadescriere scriu, acest site este un magazin online pe care găsiți cutare. Mult mai slab. Ok. Îmi place la Yoast și eu vreau să vă atrag atenția. În general n-am intrat în configurări, dar la Yoast o chestie despre care unii nu știu și vreau să vă atrag atenția despre ea. La unelte, la tools, ai editor acțiuni în masă. E o chestie, te uiți acolo, nici nu știi, în engleză e bulk editor sau ceva de genul ăsta. La bulk editor poți să alegi să editezi, vedeți în stânga sus sunt titlurile, poți să editezi titlurile la multe articole sau în stânga sus la notata de descriere, puteți edita descrierile. Adică dacă ai un site și pui plugin-ul ăsta, vrei să pui descriere la 20 de articole, intri în bulk editor, pui aici descrierile pentru 20 de articole, dar salvează sau salva toate. Și e mult mai rapid așa decât să intri la fiecare în parte. Am un articol despre cum se face SEO imagini. Sunt niște criterii pe care majoritatea ar trebui să le știți. În principiu, când pui o poză pe site, ar trebui să-i dai un nume fișierului, să nu-l ai dsc001.jpg, să-i zici, să dai un nume în care să fie clar despre ce e vorba. Alt este un text alternativ al imaginii. Spuneți
lui Google și alte motoare de căutare, inclusiv persoanelor care au probleme în a vedea lucrurile de pe un site, spui, în poza asta este vorba de, bine, nu scrie așa, spui, descrii ce e acolo. Ar trebui din poza să ocupe cât mai puțin spațiu, să se încarce rapid, adică să fie pe un server ok, să aibă un text în jurul imaginii care să fie descriptiv și cum v-am zis la sitemap, e bine ca în sitemap să aveți niște informații despre imagini. Ok. Cred că e cea mai frecvent întâlnită problemă pe care o găsesc la optimizarea unui site pe partea de viteză. Ok, sunt unii care nu știu un plugin de cache, aia o rezolv imediat sau așa, dar de cele mai multe ori sunt multe site-uri care se încarcă încet pentru că oamenii pun un logo atâtica și o poză, de fapt, care e o poză foarte mare. Și au 5 logo-urile, dintre care pozele sunt foarte mici, niște logo-uri mici, și de fapt poza are dimensiunea asta. Știu că WordPress voia să introducă, la un moment dat, nu știu dacă a introdus, era chestia cu redimensionarea automată, dar în continuare vă recomand, faceți voi redimensionarea, vedeți cât aveți nevoie să ocupe o imagine și exact spațiul acela ar trebui să o ocupe. E de departe cea mai des întâlnită problemă pe care o găsesc la optimizarea vitezei unui site. Și e și destul de greu de rezolvat. Dacă ai un site cu 100 de articole, trebuie să iei fiecare articol care are problema asta, adică care are poze mari, care de fapt pe site ele sunt mititele. Trebuie să iei fiecare poză, e mare, o redimensionezi, o pui la loc și faci asta de 100 de ori. Dacă are 1000 de poze, ce mai greu. Sunt și plugin-uri care te ajută cu asta. Ok. Deși pentru redimensionare, nu doar pentru compresie? Sunt niște chestii care le faci online. Se numește Insanity. Insanity. Cu Google Insanity. Insanity. Ok. De ce de la U-Image Optimizer. Și are și compresie de imagine. E cumva fericit sau? Mulțumesc, nu știam. Ok. Vă recomand să testați Open Graph. Dacă pui un articol, are un titlu, are o poză, nu știu ce. Cutul ăsta de la Google, am dat link-ul, ăsta e link-ul. Cutul de la Google te întreabă care e URL-ul și când îi dai un URL, dacă prima dată când iei un, dacă publici un articol pe Facebook, pe blog și vrei să-l pui pe Facebook, prima dată când îl pui, nu o să-ți încarce imaginea, aproape întotdeauna. Dacă lași 2 minute și nu pui poza, să zicem că nu pui articolul, lași 2 minute mai întâi o dată pe Facebook, același URL, de data asta o să-ți încarce imaginea. Dacă vrei să nu, e absurd, să intri pe Facebook, pui URL-ul, mai aștept 2 minute, pui din nou poza. Nu e ceva firesc. Și ca să eviți asta, folosiți, mergeți la URL-ul ăsta, o să vă apară așa să introduceți un URL, puneți URL-ul, îi dați scrape again și o să vă încarce imaginea și prima dată când veți pune pe Facebook URL-ul, o să încarce cu tot cu poze. Vă sfătuiesc să vă uitați pe aici. În principiu, cel mai important criteriu e acesta, OG Image. OG Image. E bine ca asta să fie stabilit. Adică eu dacă public un articol pe site-ul meu, e bine ca acel articol, dacă are o poză, poza principală a articolului să fie în OG Image specificată clar. Dacă nu, Facebook uneori mă întreabă ce poză vreau să pun și uneori, în general se pricepe să ia poza principală a articolului, dar uneori poate să-mi ia logo-ul sau poate am niște poze către cine știe ce logo-uri pe site sau niște poze în sidebar și ca să evit asta, aproape întotdeauna verifică la un site să existe OG Image specificat în clar. Bun, vă sfătuiesc să adăugați sitemap-ul în Google și în Bing Search Console. S-a dus. Google Search Console și Bing Webmaster Tools. Deci, am numit. Bun. Sunt multe criterii de SEO. Am aici o listă de audită pe care le-am auzit, făcut eu și care sunt publice. Deși nu sunt fan tool-uri automate, vă recomand foarte mult acest plugin, nu, acest software de SEO, inclusiv în varianta gratuită, are 500 de URL-uri pe care le poate scana. 500 de URL-uri nu înseamnă pagini sau articole, poate să însemne CSS, JavaScript, imagine, orice tip de fișier, îți scanează până la 500 și îți dă un raport. L-am folosit eu Skimming Food pentru un site mic, este foarte ok asta. Bun, mulțumesc. Ideea e că trebuie să știți să interpretezi datele și v-aș sfătui să vă uitați pe niște audituri pe care le-am realizat, ca să vedeți cum interpretezi eu datele. Poate sau să căutați pe net cum să interpretați datele. E foarte important un tool de SEO să aibă tendința să zică descrierile tale au 172 de caractere și trebuie să aibă 155. Descrierile tale au 32 de caractere și trebuie să aibă minim 100. Sau niște lucruri de genul ăsta. Și trebuie să știi
e destul de complicat să iei o decizie potrivită. În lista de auditori am inclusiv un template. Am un template pe care îl folosesc eu, puteți să îl folosiți voi pentru site-ul și zice ce să faci efectiv. Ok. Ce mai recomand foarte mult? Eu articolul acesta recomand foarte mult, content marketing, aproape orice site are nevoie să obțină link-uri către site, e cel mai important criteriu off-page. Și on-page trebuie să faci lucrurile acestea, să ai un conținut relevant, de calitate mare, cu design foarte bun și care se încarcă rapid și să nu blochezi boți. În principiu, dacă încercați să vă uitați pe lucrurile astea, ar trebui să vă ajute la SEO, dar n-am timp să le detaliez foarte mult pe fiecare. Cred că mai jos undeva ești link-ul către template, dacă nu luați audit, cred că este undeva. Și aici niște resurse pe tema content marketing. Așa arată Screaming Frog, îi dai un URL, scanează și ai mai multe taburi cu tot felul de lucruri, dar trebuie să vă uitați un pic pe niște tutoriale să învățați, să învățați să interpretați rezultate. Am avut o prezentare la începutul lunii ianuarie și am zis că link-urile contează cel mai mult și, am avut un feedback, o persoană a încercat să pună multe link-uri pe Facebook până a fost aproape că a blocat pe Facebook. Nu vă sfătuiesc să faceți asta, ca principiu general pentru link-uri, dacă poate să facă oricine altcineva rost de un link ușor, înseamnă că foarte probabil sursa de link-uri nu e ok pentru voi. Adică, dacă vă gândiți, uite, cum aș putea obține link-uri? Hai să las comentarii pe bloguri. Da, dar oricine poate să las comentarii pe bloguri. Înseamnă că e ceva care nu e foarte ok. Dacă, în schimb, am un link care e de mare valoare, ce e un link de mare valoare? Un link pe un blog sau pe un site de mare calitate, care să vorbească despre site-ul meu și să-mi dea un link. Asta e mult mai greu de obținut. Asta vă ajută mult. Și după. Da, da, corect. Sunt de acord. N-am vrut să intru în foarte multe detalii, dar da. Vreau să zic că știam că trebuie să fie Dufalo, dar n-am vrut să dau detalii. Bun. Despre Google Search Console vreau să mai zic câteva lucruri și după aceea să trecem la Google Analytics. Google Search Console sunt niște lucruri pe care le puteți ignora și pe care vă sfătuiesc să nu le ignorați. De exemplu, la Mobile Usability. Unul zice, îți arată un timeline și zice că aici ai avut erori, aici nu ai mai avut erori, apoi ai avut erori, dar tu în tot timpul ăsta n-ai făcut nicio schimbare la site. Și aici zice câte erori sunt, una. Deci a găsit el o pagină undeva care nu i-a plăcut din vari motive, dar aici a fost eroare și aici a fost ca dispărut. Lucruri de genul ăsta eu aș încerca să le evit. Pe de altă parte, Google trimite un mesaj. Vezi că ai niște erori pe site-ul tău și ajunge mesajul și la toți cei care sunt legați în contul de Google Search Console. Și o parte din lucrurile astea, în general, poți alegi să le ignori. Pe de altă parte, Google Search Console îți zice că ai erori de server sau pagini care nu se încarcă din diferite motive și aici ai câteva zeci. Ok, în cazul ăsta ar trebui să te uiți de ce s-a întâmplat chestia asta, care sunt paginile pentru care am erori. Și îți mai zice Google că împinge de push, împing foarte tare o tehnologie care se cheamă AMP, Accelerated Mobile Pages. E o tehnologie care face site-ul să se încarce foarte rapid pe mobil. Cum face asta? Reduc cât mai mult dimensiunea paginii, o fac să fie cât mai mică. Era o vreme când nu folosea JavaScript, mi se pare că acum permit, nu sunt foarte sigur. În orice caz, permite foarte puține lucruri să le ai pe site și trebuie să, dacă vrei AMP, trebuie să ai site-ul tău și cumva să-i faci o variantă dedicată pentru AMP. Pentru WordPress, bineînțeles, există un plugin sau mai multe. Dar pluginurile de AMP au teme, au un template. Tu ai o temă pentru site-ul tău și pentru AMP, dacă vrei să arate similar, e ceva mai complicat. Am codat pentru un site, am un site și l-am făcut în varianta AMP pe WordPress, fără să folosesc plugin de AMP, am folosit funcții. Nu sunt foarte încântat de plugin-ul de AMP, de tehnologia AMP, adică iei un ping și îți zic, uite, n-ai AMP sau dacă ai AMP, ai niște erori. În principiu, le-aș ignora. Dacă ai un site mare care are nu știu câte vizite și te ajută foarte mult traficul din mobil, da, merită. Dar pentru un site din tel de prezentare sau un blog cu câteva vizite pe zi sau ceva genul ăsta, nu merită să scoască acolo cu asta. Google Analytics.
Vorbesc întâi despre setup-ul inițial, o să trec destul de repede, în ideea în care, dacă vreți să faceți setup-ul, puteți să luați prezentarea. O să mai dau o dată la sfârșit link-ul pentru cei care au întârziat. El oricum era, dar așa le spun celor. Ok. Vizitezi URL-ul de Google Analytics. Apare o pagină, îi dai Start Measuring, te întreabă care este URL-ul paginii, îl introduci, îi pui niște setări, aici alegi probabil web. E importantă alegerea între HTTP și HTTPS, o să vă arăt că se poate schimba și ulterior, dar în principiu ar fi de dorit să alegeți, dacă aveți site-ul pe HTTP, să alegeți HTTP, dacă aveți HTTPS, să puneți HTTPS și dacă faceți la un moment dat schimbarea de la HTTP la HTTPS, să modificați și în Google Analytics. Okay. La sfârșit, Google Analytics vă dă un cod. Sunt mai multe metode prin care poți să te legi cu... Sunt mai multe metode, cu Google Tag Manager sau cu alte soluții, dar în principiu poți să iei codul acesta și iarăși sunt mai multe metode prin care poți adăuga un cod în site. Eu am ales asta, te duci în Team Editor, în ai meniu la aspect, editor, temă sau la design, cred că se cheamă Team Editor. Ai aici header sau untet temă și aici pui, îi spun imediat după head. Pui cu copy-paste tagul ăsta și de actualizează. Atenție, dacă faci chestia asta în felul acesta, dacă faci ceva care nu ar trebui să faci, să editezi aici și să ceva să nu meargă, nu vei mai putea accesa, e posibil să nu mai poți să accesezi adminul. Și atunci nu e cea mai bună metodă de a edita fișiere. Am dat o metodă simplă, în principiu pentru că aici pui doar un cod de analitic și e destul de greu să greșești. Dar dacă vrei o soluție mai sigură, ar fi bine să te conectezi printr-un FTP, să faci un backup înainte să faci o modificare, sau să modifici din cPanel în File Manager. Dar în principiu cel mai simplu e prin FTP. Scuze-mă, Lilian. Cât sunt novici și nu știu despre ce discută? Oh. Vrei okay. să explic asta? Nu, dar... Make it down. Make it down. Bun. Scuze. Deci... Dacă vrei să adaugi codul de Google Analytics în site-ul tău, în adminul de WordPress, ai în stânga un meniu. Și ai acolo Appearance, așa se cheamă, Appearance, sau Aspect, în română. Și la Appearance, la Aspect, ai una din opțiuni, este Editor Themes. Editor temă sau Team Editor. Și aici îți alegi tema, dar e implicit aleasă cea curentă, deci nu trebuie să o alegi. Și aici îți arată o listă de fișiere pe care ai putea să le editezi. Dacă îți apare o săgețică așa, înseamnă că e un folder și în folder sunt alte fișiere sau poate să fie alte foldere. Tu aici trebuie să cauți unde scrie header PHP. Dacă e tema WordPress-ului tău în română, scrie aici antetemă. Dacă scrie în engleză, scrie header, în paranteză header PHP. Asta înseamnă că ai dat să editeze fișierul ăsta. Și când editezi fișierul ăsta, ăsta e codul sursă al header PHP pe care tu trebuie să-l editezi ca să îți citească codul de Google Analytics. Și aici, imediat după ce se deschide head, dai un enter și mai dai unul, dai paste codul ăsta pe care l-ai luat din Google Analytics, îl pui aici, dar actualizează. În mod normal, dacă ai făcut totul corect, ar trebui ca site-ul să meargă. O altă variantă sunt unele teme care îți oferă opțiunea au la opțiuni custom CSS, custom JS. În cazul ăla sau sunt oameni care au Google Analytics Code sau Tracking Code. Deci au o variantă de genul ăsta. Custom JS, custom... Asta se întâmplă la custom JS când ai o temă mai complicată, că ai și un challenge în spate, o temă complică în spate. Să știi că nu e obligatoriu să fie challenge. Deci nu sunt legate că are, dacă are modul de administrare, are și challenge. Poate să fie, în general, ok. Intrăm în niște chestii. Bun, ok. Ca și ajutor, pentru că lucrurile sunt foarte interesante, avem mai mulți oameni mai intermediari avansați. În cei care sunt mai la început, oricând puteți să ne întrebați, suntem aici și putem să vă ajutăm. Deci nu sunteți singuri în lucrul ăsta, putem oricând să ajutăm. Ok. Poți să intervin un pic? Da. Nu știu dacă te înțeles cumva mai încolo sau nu. Cred că pentru începători e mai simplu să folosească un plugin decât să editeze teme. Nu, n-am asta, n-am. Dar asta, de exemplu, dacă o editezi și după aia faci update la temă, o să pierzi codul exact. De analitic pe care l-ai exact, dar cred că un om e foarte posibil la abotoarea pe de temă, să ai probleme. Deci,
Da, dar Google îți dă mai multe variante cum să faci și cum să-ți integrezi. Asta e o variantă. FTP-ul e altă variantă, ți le spune acolo Google. Ok. Am greșit, într-adevăr, am făcut o greșeală aici. Am editat tema standard, nu în child al ei. Mm-hmm. Exact, editat... pentru că dacă ai o temă cu child, s-ar putea că la următoarea dată să te uiți așa, să nu spune nimic. Da, deci dacă fac... o temă de WordPress, o listă de fișiere. Eu acum încerc să editez unul din fișiere, dar la un moment dat WordPress sau creatorii temei o să zic că hai să actualizăm tema. Și în momentul ăla o să suprascrie toate fișierele astea și o să pierd setarea asta. Și cel mai bine ar fi fost, și n-am făcut aici, a fost o greșeală, să fac 2020 child, să am o temă copil care să folosească tema asta, adică să folosească 100% ce e aici, dar dacă am de făcut o modificare în header PHP, în tema child aș fi făcut modificarea doar în fișierul header PHP din tema child. Mi-e greu un pic să explic. Dacă ai idee, folosiți teme child, folosiți opțiuni sau folosiți plugin, sunt soluții mai bune decât asta. Bun. Aici vă arăt cum edita, cum dacă vreți să schimbați, după ce ați implementat codul din Google Analytics, puteți alege HTTP și HTTPS. E probabil cea mai importantă setare de făcut pe un site, în cont de Analytics. Bun. În Google Analytics puteți da, puteți permite unor funcții, puteți da enable unor funcții mai puternice. Nu știu să traduc asta în română. Puteți, nu știu cum să zic. Bun. Dacă puteți face, activa. Puteți activa. Vă sfătuiesc să citiți despre GDPR și cookie policy. E destul de important să vă asigurați că vizitatorii voștri știu, sunt conștienți, ok, tu ai Google Analytics. Dacă ai Google Analytics, trimiți niște date pe serverele Google. Eu vă arăt aici cum activați niște funcții mai avansate. Dacă activați funcțiile acestea, ar fi bine să le includeți în cookie policy și cel puțin să citiți despre ele în despre GDPR. Și aici aveți un blog în care aveți mai multe informații despre cookie policy și despre GDPR. Bun. Una din funcții, mergeți în Google Analytics, la tracking info și nu mai știu, e una din setări, dar nu știu să vă zic care din ce de aici. Cred că property settings, cred că sunt la property settings. Una din ele este enable demographic and interest reports. Adică dacă activați chestia asta, puteți vedea de la vizitatorii voștri niște informații precum preferințele lor de ce, cum își petrec timpul pe internet. Unii o să petreacă timpul pe site-uri de real estate, unii pe site-uri de modă, fashion, nu știu ce. Și aveți niște informații de genul ăsta. O să vă arăt în prezentarea anumite slide-uri cu chestia asta. Dar dacă nu le activați, nu aveți acele informații despre audiența voastră. Dacă le activați, ar trebui să informați vizitatorii în cookie policy. Aici, dacă vreți să activați niște lucruri pentru reclame, în principiu când veți face reclame Google Ads, o să vă loviți de chestia asta. Dar nu veți putea da timp înapoi și dacă, nu, dacă astăzi nu strâng date, peste o lună de zile când încep Google Ads, n-am datele din luna respectivă. Nu e o mare pierdere, doar vă spun că asta va ajuta la momentul în care veți face reclame. Google are tendința să anonimizeze datele după o anumită perioadă. Este o prevedere, din ce știu, cerută de GDPR, dar nu e foarte obligatorie, e așa mai la limită. Și atunci poți să te duci în setări și să alegi cât să mențină datele, în 26 de luni, poți să le ții o perioadă mai lungă sau chiar permanent. Dacă faci asta, e bine să menționezi asta în cookie policy. Eu, în general, aleg permanent pentru site-ul pe care le gestionez eu, dar pun în cookie policy. Asta e o chestie foarte avansată. Vă sfătuiesc să o lăsați pe off, nu aveți nevoie de ea și, în principiu, e destul de sensitive. Adică sunt niște lucruri care, teoretic, dacă o activezi și nu... În principiu, aveți acces la niște informații de care, dacă nu știți că nu aveți nevoie, nu activați asta, pentru că sunt niște lucruri mai personale despre vizitatorii voștri. De fapt, înseamnă conectarea datelor de trafic din Analytics cu ID-ul de utilizator din site. Dacă aveți un utilizator în WordPress care e identificat cu ID-ul 10, atunci în Analytics veți vedea toate datele lui de trafic. Și asta duce la identificarea persoanei, cum ar fi. Da. Mulțumesc. Ok. Puteți integra site-ul cu Google Analytics, cu Google Search Console. Vă sfătuiesc să faceți asta. Vă dăm mai multe informații despre vizitatorii voștri.
cum se arată Google Analytics, puteți căuta pe Google niște dashboard-uri de Google Analytics. Dashboard-ul e, când intri prima dată pe Google Analytics, se arată o pagină principală, un dashboard. În acea pagină principală sunt niște casete cu cele mai importante informații despre vizitatorii voștri. Ei, aici puteți avea acces la niște dashboard-uri făcute de alții, care au ales, uite, poate mi se pare cel mai important, care sunt sursele de trafic sau nu știu, tot felul de statistici care vi s-au părut altora de relevante. Și dacă le căutați, puteți găsi, ok, eu vreau pe homepage-ul meu să fie altceva decât ce mi se afișează standard Google Analytics. Ok, aici o căutare. Bun. Și acum, asta e partea finală a prezentării. Cred că m-am uitat de atent. Ok. Mă uit în Google Analytics, mă leg o anumită perioadă între care vreau să văd datele. Aici sunt cele mai importante statistici. E important să știți că un utilizator a intrat pe site și poate intra de mai multe ori pe un site. Un utilizator poate să aibă mai multe sesiuni, adică intră acum și stă până în 30 de minute, din ce știu, o perioadă mai scurtă, dar poate să mai intre peste două zile. E același utilizator, dar o nouă sesiune. Și page views se referă la, ok, a intrat acum și are o sesiune. În sesiunea asta poate să vadă o pagină de pe site, 2, 3 sau 10 sau câte vrea. Și am un număr mai mic de utilizatori, ceva mai multe sesiuni și ceva mai multe page views pe site-ul meu. Mi se pare foarte interesant să aleg, la mod de vizualizare a datelor, să aleg month, nu zi sau săptămână. Pot să văd o evoluție globală a traficului de pe site-ul meu și să văd, mi-e mai ușor să iau o decizie așa. Aici sunt demografice de care vă spuneam că v-ar ajuta să le activați, să aflați mai multe despre vizitatorii voștri. Vă dau informații despre preferințele lor de cumpărare și de vizitare pe internet. Pur și simplu vă ajută să vă vedeți dintr-o idee, ok, ce fac oamenii care intră pe site-ul meu. Aici doar vă atrag atenția că îi spun că pe site-ul meu personal, cei mulți vizitatori au ales limba NUS. Asta nu înseamnă că citesc oameni din Anglia sau din SUA site-ul meu, ci înseamnă că în România Windows e instalat cu limba engleză și e NUS pentru că e Windows în engleză, nu pentru că... Ok, doar vreau să vă atrag atenția că asta nu e neapărat un indicator al ce limbi vorbesc utilizatorii. De obicei asta, adică mi-aduc eu bine aminte, e mai degrabă browser language decât OS language. Dar nu sigur nicio. Ok. E browser. Ok. Deci browser. Bine, e un picit browser dacă nu faci niște setări speciale, îți ia limba sistemului și se instalează în urmă. Deci acum ai setat-ul din key, da. Aici aveți niște informații despre vizitatori. Mi se pare interesant că prima majoritatea site-urilor la care am uitat la Analytics, România nu e la 95%, ci undeva pe la 80-85%, ca fapt divers. Aici o statistică care mi se pare interesantă, de câte ori intră vizitatorii de mai multe ori pe un site. Majoritatea intră doar o dată pe site-ul meu, dar sunt unii care intră de mai multe ori. Sursele de trafic. Uite, asta e... din toate statisticile pe care am la Google Analytics, asta mi se pare cea mai interesantă, să văd, ok, am traficul acesta, care este, cum se împarte traficul pentru un site. Am trafic organic venit din Google, trafic social, aici sunt, nu sunt strastă sigur dacă este și plătit și organic, dar în principiu e traficul din rețele sociale. Pot să am referrals, link-uri de pe alte site-uri, e-mail e, cred că e destul de prost măsurat, dacă ai link-uri din, dacă ai click-uri din Outlook, s-ar putea să nu fie evaluate foarte bine. Dar în principiu, dacă mă uit doar dintr-o imagine asta, eu nici la paid nu există. Deci în toată perioada asta, paid e zero la mine, de asta nu mi-l afișează. Dar pot să am într-o vedere, ok, cât este trafic organic, cât este trafic din rețelele sociale, cât este trafic din link-uri de pe alte site-uri și cât este trafic din e-mail-uri precum Yahoo Mail sau Gmail. Și mă ajută destul de mult chestia asta. Vedeți că la direct și organic search sunt foarte întrepătrunse. Adică există posibilitatea ca o parte din traficul organic Google să-l măsoare ca direct. Nu e o măsurare foarte precisă a traficului direct. Vreau să vă atrag atenția. Și la referral, dacă ai redirectări în cadrul site-ului tău, ți le vede ca referral.
Adică dacă, de exemplu, tu ai o pagină HTTP care îți face redirect final într-un HTTP sau invers sau chestia asta și userul intră pe pagina HTTP și redirecționează pe HTTP, se o să-ți proliferă acolo. Și cu 301? Nu știu ce să spun. Dar eu am situația asta și exact așa mi-a apare. Că după aia m-am uitat și mi-am văzut și mă uit de unde vine referral-ul ăla și referral-ul a venit tot din pagina mea. Și de asta. Există un plugin care e foarte mișto și de care nu l-am menționat în prezentare, care se cheamă Easy HTTP Redirect sau Simple HTTP Redirect, una din chestiile astea. Și îți pui în setări la WordPress, pui pe HTTPS, dar uneori e posibil să mai ai câte un link prin site cu HTTP. Dacă pui pluginul ăsta, îți modifică toate linkurile în mod automat și un plugin mititel, nu cât cu foarte multe resurse. Și dacă ai câte o poză care e cu HTTP sau mai ai tot felul de lucru cu HTTP, îți modifică toate URL-urile, se face cu HTTP. Cred că e really simple. Really simple SSL. Okay. Și e de recomandat să folosiți acest plugin dacă se poate, pentru că Google consideră că e pagina unsecure dacă există mixul ăsta HTTPS și HTTP și vă depunctează pe SEO. Una că te depunctează, vor la un moment dat, intenția e la un moment dat, nu acum, să nu mai afișeze. Dacă tu ai un site cu HTTPS și ai un cod sau ceva cu HTTP, vor să nu mai afișeze codul embed care e cu HTTP. Deci se cheamă mixed content. Am pagina cu HTTPS și am ceva cu HTTP. Dacă fac chestia asta, Google intenționează să nu mai afișeze ce cu HTTP din pagina respectivă. Google Chrome. Google Chrome. Aici, dacă am integrarea cu Google Search Console, pot să văd care sunt cuvintele cheie după care oamenii au ajuns pe site-ul meu. Pot să am o listă cu cele mai vizitate pagini și aici, dacă fac click pe link-ul ăsta, îmi deschide URL-ul respectiv, să știți ce face săgețica asta. Și dacă vreți să faceți poză la ăla, ai URL-ul cu prezentarea. De acolo și de prezentarea? E slideshare-ul și dacă poți, e downloadabil. O să public în slideshare are descriere. Se poate download, asta e ideea. Slideshare-ul are descriere. Descriere cu un articol care încă nu l-am publicat, că trebuie să pun poze, video și nu știu ce. Dar probabil în weekendul acesta, link-ul care este în descrierea prezentării va funcționa și în acel link vei putea descărca și prezentarea. Și acum o întrebare sensibilă pentru tine. Ce ne vinzi? Adică? Ei, ai făcut prezentarea. Cu ce poți să ne ajuți și ce faci tu? Care este activitatea de bază? Care este renumerată? Bun. Eu mă ocup de SEO, în principal. Fac trei lucruri de bază. În principal fac audituri de SEO. Ca plan secundar fac audituri de uzabilitate și pe locul 3 instalări / customizări / foarte puțin realizări de site-uri WordPress de la zero. Astea sunt ce vă văd eu. Dar cred că WordPress ar trebui să știți. Eu fac în principiu audituri de SEO și audituri de Wix, asta ar trebui să vă intereseze ceva mai mult.